Începând din acest an, România are o zi națională a lecturii, stabilită pe data de 15 februarie. Astfel, cu acest prilej, Muzeul Regiunii Porților de Fier a organizat la pavilionul multifuncțional o lecție deschisă privind importanța lecturii în rândul tinerilor, unde au participat elevii Liceului Tehnic Decebal și Liceului Pedagogic Ștefan Dobleja. Începând din acest an, România are o zi națională a lecturii. Într-o țară în care sub 10% dintre cetățeni cumpără o carte pe an, rolul școlii devine esențial în a cultiva o activitate aparent desuetă, lectura ca preocupare menită să ne salveze dintr-un univers superficial, un univers în care dăm click fără a decide. Lectura construiește legături profunde și statornice în mințile tuturor, fie copii sau adulți. Lectura are un impact mai mare asupra creierului atunci când aceasta este făcută din plăcere, deoarece ne ajută la o atenție și concentrare mai mare. Am decis să vă împărtășesc aceste câteva cuvinte despre beneficiul lecturii, care sunt importante în dezvoltarea noastră și care n-ar trebui să lipsească din rutina noastră. Muzeul Regiunii Porților de Fier a organizat astăzi Ziua Națională a Lecturii, o lecție deschisă privind importanța cititului în rândul tinerilor. Activitățile de astăzi au avut scopul de a arăta importanța cititului și beneficiile lecturii în viața oricărui adolescent sau chiar copil, de ce nu. Cine a participat? Au fost prezenți elevi de la Liceul Decebal, cât și elevi ai Colegiului Național Pedagogic, iar noi, reprezentanții Consiliului Județean al Elevilor, am participat și noi în calitate de colaboratori. Muzeograful Mateescu Luis le-a făcut o incursiune în istorie prezentându-le primele forme de scriere, cât și suportul scrierii, de la scrierea pictografică în interiorul peșterii până în prezent. Astăzi, la Muzeul Regiunii Porților de Fier, am avut o activitate legată de Ziua Națională a Lecturii. Cu ocazia acestei activități, noi am promovat lecturarea și am avut un slide prin care noi am prezentat copiilor începuturile scrierii, de la forme de scriere până la suportul de scriere, cât și istoria cărții de la pergament până în zilele noastre, când sunt e-book-urile, e-reader-urile și tehnologiile recente. La acest eveniment a participat și directorul Departamentului pentru Învățământ Gimnazial și Teoretic din cadrul Consiliului Județean al Elevilor, eleva Vătuiu Marinela Cosmina, care a vorbit despre importanța lecturii în formarea tinerilor. Lectura este un mod de dezvoltare pentru mine și totodată un mod de a ieși din tipare, să zic așa. De ce ai ales tocmai Muzeul Regiunii Porților de Fier astăzi? Pentru că este un loc de patrimoniu și totodată și are și o cultură foarte vastă și este un loc în care poți învăța anumite lucruri atât despre istorie cât și despre lectură. În Liceul Decebal. Și de ce ai venit? Ca să descoper mai multe despre lectura noastră. Tu citești de felul tău? Da. Ce-ți place să citești? Îmi place să citesc cărți care mă ajută să dezvolt anumite skill-uri, să zic așa. La finalul lecției deschise, elevii au vizitat gratuit Muzeul Regiunii Porților de Fier.